Tisztelt Esetre, bine ați găsit la un canal. Astăzi vreau să vă arăt tot țepurii pe care i-am în 2020, da? Și primul videoclip de astfel în 2020. Avem aici o mască de Uria German Gri cu tatuaj certificat de origine. Uite așa că nu mă descurc pe singură mână. RO 33, da? Uitați așa. 11828. Nu știu cât de bine se vede. Mascul achiziționat de la Nicolae Poplăcean. Blană superbă. Uitați că este cu curul mai în sus aici. Satan. Nu știu cât de bine se vede. No, oricum. Este un mascul superb, o ureche foarte mare. Mi-am intrat în cadru. Haide, tată. Da. Asta este mascul, acum o să mai revin și cu alte. Am aici o femelă. Așa, mai gri fier. Aproximativ, pe camera nu se vede foarte bine. Este un negru. Este o blană foarte bună. Posibil să fie gestantă. Și de vânzare. Gestantă cu mascul de la domnul Nicu. Pe el mi-a las un pic pe aici. Da. Nu știu că așa. O este. Ia poziția. Dar cum știu că pe mine. Ce mă? Ce? Pui aici. Da. Revin cu următorul. Am aici o femeluță cap de leopitic. Așa. Iată cât de drăgălasă poate fi. Puțin mult de ridică la năsuc. Foarte micuță. Să zic foarte mare. Foarte micuță. Da, uitați. De găleasă niște olechiuse. De vreo 4 degete, cam așa, 5. O frumusețe. Într-o mână. E aproape cât. Tatăl. E aproape cât mâna mea. Hai, revin cu ultimul iepure. Am aici un mascul producție proprie, la fel ca și femeluța aia semigrifier. Tatăl achiziție de la Sibă, de la nu mai știu cum zice. Oricum, cred că mulți dintre voi știți pe negruț. El este fiul din negruț, nu-i seamănă de sigur. Seamănă așa bine la negruț, da? Frumușel. N-are poziția lui negru nici urechile. Hai, mă stai la poziția. No, hai. Cam atât cu acest videoclip, v-am lăsat.